Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou față în față la o nouă ediție a emisiunii De la A la Z. Mă bucur că astăzi alături de mine este un tânăr domn foarte, foarte implicat, care, iată, a reprezentat România, dacă pot să spun așa, la o conferință internațională pe probleme de management sau pe subiecte de management. Aș fi vrut să vorbim și despre turism, dar nu prea avem ce să vorbim, pentru că asta e, nu se prea face nimic din punctul ăsta de vedere. Deci probabil ați reușit să identificați invitatul. Este Lucian Stanciu, președintele organizației patronale din turism, din turism de Vahune. Doara. Bun și găsit tuturor. Da, și iată, doctorand la Universitatea de la Alba Iulia. Nu, doctorand la ASE București. La ASE București, pardon, scuzați-mă, mă gândeam deja, povesteam cu el, nu-și dorește o activitate sau, mă rog, în mediul universitar, și a zis că se gândește și s-ar putea chiar foarte, foarte repede să avem o surpriză. Bun, aș fi vrut să vorbim despre turism, dar, cum spuneam, nu se prea face nimic, nu mișcă nimic, nu se prea aude nimic, în afară de asociație care, din câte știu, ați făcut și ați reușit să-i mobilizați, da, pentru vaccinare? Da, a fost o reușită, dar fiindcă suntem la început, da, noi n-am putut contabiliza decât pe ai noștri, nu avem o contabilizare la nivel, dar oricum a fost mișcare, a fost un flux de vaccinare. Am punctat, zic eu, o primă acțiune reușită cu sprijinul prefecturii și acum încercăm să demarăm o acțiune unde sper să beneficiem de sprijinul primăriei Deva, un recensământ al tuturor spațiilor de cazare din municipiul Deva. Oh, mare lucru, o să revenim la subiect. Mă interesează faptul că ai participat la o conferință internațională pe probleme de management. Ți-ai trimis lucrarea de doctorat? Nu. Ai participat, asta voiam deci să spun, în calitate de, cu lucrarea de doctorat? Nu. Va fi un mic capitol, un subcapitol din lucrarea mea de cercetare doctorală. Nu, a fost o lucrare dedicată, așa se procedează, dedicată acestei conferințe. Am trimis lucrarea, mi-a fost acceptată, ulterior am solicitat finanțarea de la ASE București, mi-a fost acceptată și drept pentru care am plecat și îs fericit, conferința era în două variante, o zi in persona și o zi online. Am ales varianta in persona pentru că am stat prea mult în izolare și am făcut un drum până la Plitvice în Croația, o zonă senzațională. Conferința a fost organizată de către Universitatea din Zagreb, este o conferință aflată la a șasea ediție anuală. Au fost participanți din țara gazdă, evident, din Germania, din Polonia, din Slovacia, din Slovenia, din Franța, din România. La in persona am fost singurul participant din România, pe online am mai văzut că mai erau înscriși două persoane. Asta voiam să spun. Totuși, România ar trebui să fie mai activă din punctul ăsta de vedere, că avem oameni, iată, care se implică, avem oameni Aici vorbim de conferințele științifice, da, la care participă în general, acesta e titlul lucrării cu care am participat, o abordare a managementului destinației în timpul unei pandemii. A fost acceptată, m-am dus, am susținut-o, am prezentat-o, aștept acum să văd dacă va fi și publicată în Jurnalul Economic al Universității din Zagreb. Dacă va fi publicată, o voi putea publica și eu. La momentul actual ei au toate drepturile de autor. Asta este prezentarea, ceea ce vedeți, lucrarea în sine, până nu vor decide dacă se publică sau nu în Jurnalul Economic al Universității din Zagreb, nu pot să o fac publică. A fost bine primită lucrarea și de unde mi-am dat seama de acest lucru? Din faptul că am ridicat privirile oamenilor asistenței din telefoane.
Pentru că în momentul când îi vezi că lasă telefonul și te ascultă, atunci e clar că le-ai captat interesul. Nu am, aici încheierea Lacurile Plitvice, locul unde s-a ținut conferința, o minune a naturii. Lucrarea a fost destul de dificil de realizat, pentru că în ce privește contextul științific, a fost foarte greu de găsit stadiul cunoașterii, foarte greu de găsit lucrări similare din care să te inspiri, pentru că turismul nu s-a mai confruntat cu așa ceva niciodată. Da, niciodată, cu pandemii de o asemenea amploare, exact. Și ca timp și ca dimensiune. Și inclusiv, știu din cercetarea pe care am făcut-o, inclusiv World Tour Organization, Organizația Mondială a Turismului, a decretat clar că a fost cea mai mare cădere a turismului din întreaga sa istorie, anul 2020. S-a văzut pe lucrare, pe niște grafice, vorbim de cădere cu 80% la nivel mondial. Vorbim de o scădere cu 1, și ceva miliarde de sosiri într-un an de zile, ceea ce înseamnă imens. Și se oglindește, iată aici, la nivel mondial și la nivel european, slide-ul următor, se păstrează cam aceleași proporții. Acolo mic este 2021, datele statistice nu erau numai până la începutul, prima lună din an, dar se vede scăderea din... Da, foarte, da. Foarte dură, foarte dură. Sosirile. Deci, și în finalul lucrării am încercat să creionez un mod de management a unei destinații turistice în cazul unei pandemii. Cam ce ar trebui să se facă aici într-o scăderea, viitoare. În cazul nefericit a unei viitoare pandemii. Și din ce am reușit eu să... Și ce ai propus? Am propus primul lucru. Investiții în infrastructura turistică, pentru că ai destinația liberă. Investițiile în infrastructură se fac de obicei când vara, când timpul ți-o permite. Și multe destinații vara sunt ocupate. Uh-huh. Dacă tot îți rămâne liberă, investește în infrastructură. Reorientare pe publicul țintă, căreia se adresează destinația turistică, pentru că după o pandemie, este clar, turismul de grupuri nu va mai funcționa cum a funcționat înainte. Nu dacă grupuri mari, dar pot fi grupuri, da, mici, exact, familii. Exact. Uh-huh. Sunt destinații pentru evenimente. Acele destinații trebuie să aibă o alternativă, pentru că dacă vorbim de un eveniment muzical, un eveniment religios sau așa mai departe, acestea nemai putându-se ține, trebuie să vii cu ceva în schimb. Reorientarea spre turismul intern, pentru că fiind blocate călătoriile în exterior, da, vorbim de turismul emițător, sunt destinații care se bazează mult pe turismul emițător extern, te reorientezi spre cel intern și vii cu oferta pentru cel intern, că oamenii probabil se simt mai în siguranță acasă. Și ofertă și susținere, îți dai seama că absolut. Trebuie să-i ajuți pe toți acolo. Exact. Și pe turiști ca să cheltuiască și pe gazde, da, și pentru investitorii din turism ca să poată să ofere și să supraviețuiască. Am mai propus investiții în resursa umană, în recalificarea acesteia, pentru că exact acolo, și în Plitvice și în Zadar, că am dat o fugă și până la Adriatica în Zadar, am vorbit cu oamenii în Plitvice, în cadrul instituțional, fiind acolo reprezentanții turismului din Croația, în Plitvice, la biroul lor de turism, s-au confruntat din cauza șomajului tehnic, care a fost și a fost mai mare, nu de 75% decât la, a fost cred că 80%, dar totuși au fost oameni cărora nu le-au ajuns acești bani, oameni care lucrau în domeniu și s-au reorientat, s-au făcut șoferi, lucrează în transporturi. Trebuie în perioada respectivă să-ți recalifici forța de muncă disponibilă, fie să-ți perfecționezi forța de muncă pe care o ai, ca să nu mai fi nevoit, cum se întâmplă și acum, să lucrezi cu oameni pregătiți, semi-pregătiți sau sub-pregătiți. Avem o problemă, Lucian. Pe vremea, acum câteva bune zeci de ani, prin 1980 și către 90, am făcut un curs de calificare pentru meseria de barman ospătar. A fost un curs în care s-a predat și teorie și în care s-a făcut și practică.
am avut lectori, specialiști care, de exemplu, erau angrenați și organizau totul la mesele lui Nicolae Ceaușescu când venea în județ. Adică unde se cerea o etichetă și o... Cunoaștem. Știi? Meserie de meserie. Da, cunoaștem, cred că și persoane. Am învățat o mulțime de chestii tocmai pentru că am și făcut practică și am și văzut, mi-aduc aminte că pe vremuri la restaurantul Corvinu adunau sucurile din sticlă și le puneau în pahare și în condițiile în care, îți dai seama, am făcut practică 3 zile acolo și după aia am plecat pentru că am zis așa nu. Deci asta vreau să spun. Am învățat că sticla de suc se deschide în fața clientului. Evident. Da? Și multe și multe altele. Unde voiam să ajung? Cine ne formează? Cine? Se mai fac cursuri? Există. Nu vine nimeni să-ți... Apropo de calitatea serviciilor în turism, da? Nu vine nimeni, sunt 3 fumători la o masă, la al 3-lea chiștoc de țigară se debarasează, se schimbă scrumiera. Nu vine nimeni să te întrebe dacă mai vrei să mai consumi ceva ce mai dorești. Te lasă acolo, zaci și încă te mai și uiți, nu știu câte minute după el să-i faci semn, hai te rog frumos că vreau să-ți plătești și să plec. Nu mai vorbesc de restul serviciilor. Există variante de pregătire profesională. Pregătirea asta profesională a fost un pic demonetizată de banii mulți care au venit de la UEP, formare profesională, și o sumedenie de oameni erau plătiți ca să facă niște cursuri care știau că nu le vor folosi niciodată. Exact. Dar, dacă se dorește, există și noi vom încerca să avem, chiar am vorbit cu doamna directoare de la AJOFM și vom avea o întâlnire la nivel de organizație, tocmai să vedem cum reușim să ne pregătim oamenii să lucreze pentru noi. Se pune accent în ultima perioadă și am foarte mulți membri care vor fi dispuși să intre în învățământul dual, ceea ce ar însemna un câștig și la fel, școlile profesionale de care vorbim ar trebui să pregătească, dar și pentru agenții economici care doresc să-și formeze personalul la ora actuală, există și alte variante decât SRL-ul cu tare. Există la Brașov American Hospitality Academy, de exemplu. Există o unitate de învățământ în turism afiliată la L'École Hôtelière de Lausanne, de la Oradea. Costă, dar investești în viitorul calitate. Tău, în calitate și în viitorul firmei tale. Și în viitorul firmei, sigur că da, pentru că dacă îmi plac serviciile, dacă îmi place calitatea serviciilor, cum sunt tratat în unitatea respectivă, îți dai seama că revin sau o recomand, știi? Exact. Și altora. Cum a fost acolo? Din punct de vedere al calității serviciilor. Din punct de vedere al cazării, a fost impecabilă. Din păcate, baremul oferit de ASE n-a putut acoperi cazarea în hotelul de lux în care s-a ținut conferința. Am ales o pensiune nu că decentă, dincolo de decentă, dar astea sunt pozele din Zadar. Da. În Zadar, un orășel cu o istorie de 3000 de ani, pe malul Adriaticei, sub diverse stăpâniri otomane, austro-ungare, italiene, croate, o combinație perfectă de munte și mare, un oraș care e un oraș mult sub dimensiunile Clujului, un pic peste nivelul Devei, 60-70 de mii de locuitori, aduce 1,5 milioane de turiști anual. Cu ce? Pentru Uite, Dumnezeu. De exemplu, una dintre atracții, dacă putem reveni la... Rosi, dacă te rog, fotografia anterioară cu treptele... Da, acesta este un obiectiv turistic antropic, creat de om, să stai la malul mării și sub acele trepte este o orgă marină. Adică o orgă în care valurile se sparg și produc cântecul mării. Îți cântă mare. Fantastic. Cea mai bună terapie. O idee atât de simplă, care nu consumă energie deloc. Toată energia este energia valurilor mării, tuburi de orgă, marea împinge aerul în tuburile de orgă, cântec
măcar Cântecul Mării. Dacă nu putem să facem Cântecul Mureșului, măcar treptele astea, așa, știi, ar fi am, o idee. Ca un joc de cuvinte, când stăteam acolo și ascultam, îi spuneam Monicăi, Cântecul Mării în zadar. În zadar, da. Da. Foarte tare, joc de cuvinte. Da, da. Deci mării, orașul are o istorie senzațională, are un centru vechi extraordinar, utilizat... De ce e mai... istoria orașului e mai tare decât, să zic, istoria de vei? Da, mai cred tare. Că da. Da, da, da. Da. Că și pe sigur, la noi ori mai sigur. Venit otomani, și pe la noi ori mai ajuns, știu eu, no, să zic așa, știi? No. Plitvice, deci locul unde a fost și conferința și unde am petrecut cel mai mult timp, este într-un județ, se numește Karlovac, care are o capitală de județ, care se numește Karlovac, care este echivalentul Devei. Un oraș prăfuit, care... încearcă să se bate, dar ei măcar au un super acvariu de apă dulce, cel mai mare acvariu de apă dulce. Ce vedeți aici din, de la lacurile Plitvice, știți că noi ne plângem că no, a căzut Bigger-ul, s-a rupt Bigger-ul. No. Bun, niciodată n-am fost fan Bigger, am fost dezamăgit. Ce vedeți aici, vorbim de 16 lacuri dispuse unul sub celălalt, unite între ele de peste 400 de cascade. O minune a naturii. Mai. Ceva ieșit din comun, dacă despre nu ești... Cascada Bigger se spune că a devenit celebră în urma unei fotografii bineînțeles, bine dar, realizate. Dar niciodată și... n-ai putea spune că cea mai frumoasă cea cascadă, mai cea, da. Pentru că dacă spui asta, înseamnă că n-ai fost la Plitvice, unde îi și tata lui Bigger și bunicul lui Bigger și toți frații și așa, uitați-vă, o nebunie. Toată familia, un parc, un parc național UNESCO, amenajat pentru vizitare cu patru tipuri de trasee, de la 2-3 km până la 14-16 km. Noi l-am ales pe cel de 10 km și ceva. L-am făcut în vreo 5 ore jumate, 6 ore, senzaționale, frumos. Și tot, toată poteca este făcută pe acel gen de podeț de lemn. Da. O curățenie desăvârșită. Păi, dar nici nu se pretează, că asta mă și pune pe gânduri de multe ori, știi? O, că nu este asfaltat drumul până acolo, că nu este în natură, mai ales în parcurile naturale. N-ai ce să cauți cu asfaltul. Cu asfalt, cu betoane, cu ciment. S-au văzut imaginele. S-a mai părut, da, interesant. Totul este interesant și inedit, pentru că mulți dintre noi n-am avut norocul tău. Așa, să participăm la o astfel de conferință și să și vizităm ceea ce este de vizitat acolo și cât de bine își pun în valoare, nu? Evident. Infrastructura, cât de bine își exploatează resursele turistice și ce infrastructură au. De exemplu, venind spre Zadar, spre Plitvice, întorcându-mă pe drumul înapoi, fiind pe malul mării, am văzut un laț muntos asemănător cu Făgărașul, masiv, fără nicio urmă de trecătoare. Mă și gândeam, oare cum trecem muntele acesta? Și a fost foarte simplu. Tuneluri, să văd că se și vede în imagine. Tuneluri, patru tuneluri, dintre care unul de 6 km, ai ieșit pe partea cealaltă, ți-ai continuat drumul elegant, frumos, ai legat două puncte interesante din punct de vedere turistic, două resurse turistice care împreună ți-aduc 2,5 milioane de vizitatori, adică exact cât aduce România întreagă într-un an. Și dacă revenim la Plitvice, care spuneam, e un parc național UNESCO, chiar aveau ceva probleme cu UNESCO că au prea mulți vizitatori și ar trebui să limiteze, aduc 1 milion de oameni. Este senzațional de frumos, dar nu se compară cu Delta Dunării niciodată, nici ca întindere, nici ca diversitate, nici ca biodiversitate, deci ne lipsește... și așa mai departe. Ne lipsește turismul. Nu avem nici infrastructură turistică, nu avem nici promovare turistică, nu avem nici management turistic, nu avem decât o mână de investitori, din fericire, marea lor majoritate români, care investesc în turism și toți speră că și statul ăsta va face ceva... Și se descurcă săracii. Da, exact. Vezi, dar noi nu avem nimic unitar. E totul, știi, fiecare se descurcă cum poate.
Dar asta înseamnă, ea să reușești asta, să asta înseamnă lipsa, lipsa de viziune și asta înseamnă lipsa unui management unitar care să-ți asigure este unita- exact ca măcar unitatea de imagine. Proiectele regionale care ar trebui da. Făcute, de fapt, că mă uitam la ADR Vest, printre altele, știi, normal, această organizație a fost înființată ca să o financeze și să pună bazele unei dezvoltări unitare regionale, dar până atunci fiecare județ își face proiectul lui și nu este nimic, știi, care să promoveze, eu zic, de regiunea noastră. Vom reveni până la urmă, lumea va crede că am o obsesie. Cred că singura soluție pentru a avea viziuni unitare pe destinații și la nivel de țară sunt acele organizații de management al destinației, de care tot vorbim și tot vorbim și tot vorbim până nu va exista voința politică, din păcate, din nou intervine politicul, de a fi impuse aceste OMD-uri și de a funcționa în mod profesionist, la fel se va întâmpla. Pentru că și la nivel de județ, numai departe de Deva și Hunedoara, niciodată nu o să-i vezi pe cei de la Cetatea Devei să zicem că interesează să ajute castelul sau pe castel că interesează să ajute Deva. Cetatea. Da. În orice zonă turistică normală, aceste două obiective aflate la 10 km distanță ar fi unite, ar avea într-un singur loc, ai avea pe baza cardului acces prioritar, s-ar promova împreună, s-ar face pachete împreună, lângă ei s-ar aduna și celelalte obiective turistice și din Deva și din Hunedoara și ar fi acest lucru ar trebui să-l facă un OMD care să reunească cele două UAT-uri. Mă rog, totul depinde de viziune, totul depinde de implicare, totul depinde de profesionalism, pentru că hai să stăm drept, nu să judecăm strâmb, să stăm și drept și să judecăm drept. Măi, dacă nu ai dăruire pentru așa ceva, dacă nu te naști cu un astfel de sentiment, cu astfel de trăire, dacă nu te naști cu, sau dacă nu capeți de-a lungul vieții experiența necesară și nu pui în balanță ceea ce ai văzut bun și poți aplica la tine, degeaba ne străduim. Dacă nu te pregătești profesional. Păi, clar, pentru că toate astea necesită și pregătire continuă. Exact. Nu că așa este. Fac nu știu ce și gata, mă culc pe ureche că am făcut. Pentru că ceea ce se întâmplă la nivel de județ, la nivel de municipiu, la nivel național, se întâmplă pentru că a rămas acea meteahnă, da? Cum a fost înainte, las că merge și așa. Știi? Și a devenit deviza aia națională, las că merge și așa. Asta e bine și așa. Cât sunt? 200.000 de vizitatori? Ce mult! Cu 10 mai mult decât anul trecut? Că și nimeni nu întreabă, câți din ăștia am devin turiști? Că ei sunt vizitatori. Turist, se confundă. Lucian, se face s-a făcut vreodată la am dus multă muncă de lămurire și cred că deja eu când din 2014 cred că diferența între vizitator și turist. Turistul dacă nu este turist numai că petrece 24 de ore într-o destinație turistică unde consumă servicii turistice și servicii conexe turismului. Respectiv, cheltuie bani. Da. E o diferență foarte mare în comparație cu vizitatorul care îți plătește biletul de intrare și a plecat mai departe. A plecat mai departe, da. Așa este. Bun. Deci, să înțeleg... Apropo, mai voiam să spun ceva. Este acel fond de tranziție justă, nu de tranzacție justă, cum spunea cineva. Acum nu știu pentru ce a fi fost tranzacția aia justă, la ce s-o fi gândit.
Crezi că ar trebui inclus și turismul, chiar, proiecte din turism? Chiar am exprimat public poziția organizației și mai mult decât atât am solicitat Federației Patronatelor din Turismul Românesc, din care facem parte, și am găsit deschidere spre ei, includerea turismului în activitățile finanțate de fondurile de tranziție justă. Fondurile de tranziție justă care au fost alocate în România doar către 6 județe. Județul Gorj, Hunedoara, Prahova. Și destinație precisă doar pentru minerit. Da, pentru minerit sau dezindustrializare minerit. Da. Ok, la ideea unui parlamentar hunedorean, am avut o întâlnire și ne-a solicitat ajutorul și pe bună dreptate în a convinge Comisia Europeană să aloce, să permită folosirea unei părți din banii de pe tranziție justă pentru turism, pentru infrastructură, dezvoltare turistică, lucru care mi se pare extrem de important, banii de la tranziție, fondul de tranziție justă fiind alocați cel mai mult pe verde, pe dezvoltarea verde, energie verde, etc. etc. Ok. E foarte bună și dezvoltarea pe energie verde, dar când vorbim de dezvoltarea sustenabilă, avem nevoie de creare de locuri de muncă, de alternative, și anveloparea unui bloc îți dă un loc de muncă pe un termen scurt, dar când s-a terminat de anvelopat toate blocurile, rămâi așa. Pe când dezvoltarea sustenabilă a turismului sigur asigură locuri de muncă atât de necesare. Pe o perioadă lungă de timp. Mai aveți și europarlamentari care pot să discute. Este Iuliu Winkler, Siegfried Mureșan, poate discuta... Cu certitudine, dar problema cu fondurile de tranziție justă ține de Comisia Europeană în acest moment. Ne-am adresat reprezentantului pentru România a Comisiei Europene și cu certitudine, probabil, dacă va fi nevoie în Parlamentul European, sigur. Orice modificare ține de votul Parlamentului European. Că acum, dacă ai urmărit, Cred că fondul ăsta de tranziție justă deja a fost pe la Parlamentul European și a ajuns la Comisia Europeană. S-ar putea să fie cam târziu. Am încercat. Da. Încercarea moarte n-are și dacă există vreo variantă și se poate obține, jos pălăria. Ar fi foarte bine. Și așteptăm să se dea drumul la fondurile pe europene, vorbim, pe turism, care sunt prevăzute, dar încă nu există nimic concret. Da, tu nu știi că noi întotdeauna așa ne mișcăm? Facem ghidurile și înființăm autoritățile de management când se termină perioada de implementare. Noi așa ne mișcăm. Și suntem mai catolici decât papa și întotdeauna luăm 10 rânduri de piei de pe bietul investitor aplicant, care vrea să acceseze o finanțare europeană, în loc să-i înlesnim accesul la finanțare. Mă rog, poate pandemia asta le-a mai adus în mintea cea bună, gândul cel bun, așa, și s-ar mai modifica niște lucruri în bine, pentru că tot se vorbește despre o evoluție într-o etapă superioară. Să sperăm să nu vă gândiți că ne cresc aripi sau zburăm noi pe nu știu unde. Încă nu, mai târziu. Dar din punct de vedere intelectual, cred că ar trebui să ne dăm seama că o evoluție este foarte, foarte necesară. Și mai mult decât atât, să aplicăm ceea ce am văzut, că toată lumea a călătorit, a ieșit, a văzut. Nu trebuie să reinventăm nimic, am mai spus-o de atâtea ori, trebuie doar să vedem ce fac alții bine și să aplicăm și noi. Exact. Și atunci lucrurile vor funcționa. Să aplicăm în funcție și de specificul nostru, nu să aplicăm motamo... Bineînțeles, dar păstrând ideile bune și rigorile respective. Da. Ce mai voiam să te mai întreb? Așa, ai ajuns suntem exact la sfârșitul emisiunii. Deci,
Iată, șansa participării la această conferință a fost oferită de statutul de doctorand al ASE București și finanțată de ASE București, la fel cum sper să se întâmple și cu o conferință din 1 în 3 septembrie în insula Hidra din Grecia, o conferință destinată de data asta strict pe turism, pe tranziția digitală spre turismul sustenabil, unde lucrez la o lucrare pe care o voi trimite, dacă îmi va fi acceptată, voi solicita din nou finanțare de la ASE și dacă o voi primi, mă voi duce cu dragă inimă și din tot sufletul. Da, da. Păi este nevoie de acest schimb de experiență, nu? Că este... Nu poți să-ți... N-ai cum să visezi niște lucruri pe care le poți aplica. Este un lucru... E necesar să vezi. Este un lucru foarte bun, mai ales participarea in persona, nu online, da. Pentru că, bun, conferința se ține, fiecare își prezintă lucrarea, dar după aia urmează network. De obicei există un diner oficial, de obicei există un prânz, de obicei există activități separate, extra conferință. Sigur. Faci cunoștință. Da, exact, socializarea, networking. Faci cunoștință cu o sumedenie de oameni care au câte un cuvânt de spus, pui bazele unor colaborări și aici la Plitvice am cunoscut un profesor universitar de la Școala de Business din Montpellier, întâmplător cu origini români, adică plecat din România, foarte deschis și probabil atât pentru ASE cât și pentru Universitatea din Alba se vor pune bazele unei colaborări în viitor cu acest școală de business din Montpellier. Sunt lucruri pe care altfel nu ai cum să le obții stând în carapacea ta exact, acolo. Exact, da. Pe principiul las că merge și așa sau las că e bine și așa. Sper să scăpăm de această lozincă. Lucian, îți mulțumesc foarte mult. Poate ar trebui să știu eu, să luăm în seamă și știu eu, Unitatea de Învățământ Superior din București. Au și aici, la noi, nu? ASEU are două centre teritoriale în țară, unul la Deva și unul la Piatra Neamț. Deci atât? Este la îndemâna tuturor ASEU aici, cu studii de licență și cu studii de masterat, ceea ce e un lucru foarte bun pentru municipiul Deva, spun eu. Greu? Nu e ușor, pentru că ASEU este o școală absolut serioasă, nu că altele n-ar fi. Știu că oarecum titlul de doctor a fost demonetizat de prea multe doctorate. Ei, eu văd ce condiții și ce trebuie să fac ca să avansez. Marțea viitoare am raportul de progres de al cercetării doctorale. Am niște condiții foarte stricte pe care dacă le îndeplinesc și ok și trec în anul următor, pe care dacă nu le îndeplinesc, risc să fiu exmatriculat. De asta și văd aceste conferințe sunt foarte bune, dar vreau să spun că în programul de cercetare doctorală am obligativitate de a participa la conferințe. De asta nu înțeleg eu mulți cum au reușit. Da, bine, pe unde s-au dat titlurile acelea e altceva. ASE București este chiar o școală foarte serioasă din punct de vedere a exigenței științifice. Salut! Numele meu este Rafael Varga și poate te întrebi unde mă aflu, sau mai bine zis de unde transmit. Ei bine, îți vorbesc din aula Academiei de Studii Economice București, o citadelă, o fortăreață a învățământului superior economic românesc. De ce mă aflu aici? Poate fi și asta o altă întrebare. Am ales să-ți vorbesc din această cetate a științei pentru că am ales să-mi continui studiile masterale în această universitate și de ce nu, poate în viitorul apropiat, și studiile doctorale. Adică la universitatea unde multiculturalitatea asigură o punte de legătură între domenii fundamentale, precum științele economice și de drept, cibernetică și statistică, business și turism sau management antreprenorial. În orice caz, ASEU îți propune 12 facultăți cu peste 30 de programe în limba română, engleză, franceză sau chiar germană. Tu trebuie doar să aplici. Deși sunt jurnalist cu studiile formate într-o altă universitate de prestigiu, mi-am dorit ca studiile masterale să le urmez aici, la Academia de Studii Economice București, la Facultatea de Management.
De ce acest lucru? E bine, pentru că ASEU-ul asigură educație universitară solidă și promovează cu succes interdisciplinaritatea, iar noi masteranții, asistați competent de profesori de excepție, dobândim cunoștințe noi. Învățăm să ne construim viitorul, adăugând la cunoștințele de bază, principii și standarde profesionale înalte care ne deschid calea către performanță și, de asemenea, excelență. Așadar, dragi tineri liceeni, vă invităm să vă alăturați nouă și să ne fiți colegi, pentru că ASEU-ul și-a deschis porțile și vă așteaptă cu o ofertă educațională generoasă, cu studii de licență, masterale și doctorale și cu studii postuniversitare și de cercetare științifică. Nu uitați un parteneriat cu ASEU-ul, lider în clasamentul inter și internațional al instituțiilor de învățământ superior economic din Europa de Sud, poate fi și de lungă durată dacă într-o proiecție viitoare optați pentru o carieră universitară. Vă așteptăm aici, în amfiteatrele Academiei, și vă urăm succes în alegerea unei adecvate specializări economice în cadrul acestei instituții, corespunzător vocației și aptitudinilor voastre. Nu uitați, ne vedem la înscrieri în perioada 9-16 iulie. Bun, Lucian, îți mulțumesc. Mulțumim. Sper să ne mai vedem. Cu siguranță ținem legătura să vedem, apropo de recensământul locurilor de cazare. Da, dacă va ieși cum... Și pe cum categorii, ne, probabil... Dacă va ieși cum ne dorim, va fi efectiv recenzate toate locurile de cazare clasificate, pentru că pe celelalte nu avem cum să le descoperim. Va fi pe tipuri de camere, pe grad de clasificare, pe număr de locuri și, voi încerca, da, pentru că vom avea oameni în teren care vor face lucrul acesta fizic, pentru că altfel n-ai cum să-l faci. Vom încerca și o mică cercetare sociologică la nivel de turism în municipiul de Vacare. Ar putea să vină cu lucruri interesante. Bun. Deci și așteptați și finanțările pe turism, adică deschiderea sesiunilor. Așteptăm întâi să se stabilească măsurile clare, deschiderea sesiunilor, să vedem, ne vom duce în colaborare cu ATE-urile de prin județ, unde putem, sigur așa vom merge, unde nu vom încerca pe cont propriu să luăm fonduri și să, dacă nu ne înțelegem cu ATE-urile, măcar noi să facem ceva. Exact. Suntem încă la început de drum, dar facem pași înainte. Ok, mai e important startul, măcar ăsta să fie. Acum, viteza cu care ne mișcăm rămâne de văzut, nu depinde numai de noi. Dacă ar depinde numai de noi, cu siguranță toți am avea, am sprinta. Așa este. Dar când depinzi și de alții, adică de guvern, de administrații, de alea, da. Eu mulțumesc mult de invitație. Să ne revedem cu bine, să auzim de bine și sper după viitoarea conferință din Grecia la care vei participa. Dacă voi fi acceptat. Dacă, atunci vom divulga și tema subiectului, tema lucrării. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că ne revedem după o scurtă pauză publicitară.